astfel, pentru faptul că i-a condus pe rebel să elibereze lumea noastră, acord medalia de merit lui... Alege blanc, alege blanc, alege blanc! Te rog! Drake, Julian, Aldarn și Caleb. Nimeni nu l-a ales vreodată pe blanc. Trebuie să mă întorc imediat la postul meu. Sunt de servici. Aș fi vrut să fiu eu, este jenant. Ia priviți-l și pe băiatul medalie, chiar îi place. Chiar o onoare, eh, Aldarn? Raythor, te arestez în numele reginei. Da, ai putea să mă iei înăuntru sau poate te-am putea lua noi. Nu, no, opreste, Caleb. Nu te teme, camarazii tăi rebelții se vor realătura destul de curând. F de la fațadă. Trebuie să fii foarte mândru, Julian. Sunt. Caleb a crescut devenind un tânăr excelent. El are un tată excelent. Și o mamă excelentă de asemenea. Foarte elegant. Al tău nu arată așa de strălucitor. Trebuie să fie o reflecție a posesorului. Sormanul băiat, poate salva lumea, dar nu se poate salva Cornelia, pe el. Cornelia, încetează. Nu pot să mai fi încă supărată pe mine doar pentru că am pus pe primul loc datoria mea față de regina mea. Care este pentru Elion activitatea favorită în afară de lupta cu răul? Desenul. De ce? Și a mea care e? Poate. Pune-mi, vreau să știu. Patinajul pe gheață. Îmi place patinajul pe gheață. Nu, serios, ce e acela? Glumești, vrei așa? Să te învârtești în cercuri pe un bazin înghețat? Vreau să spun că nu mă pot gândi la ceva mai plictisitor. Eu pot. De altfel, este primăvară. Toată gheața s-a topit. Ha! Oh, grozav răspuns, Caleb. Zilele voastre sunt numărate, cavalerilor. Regina Elion va vedea acest lucru. Regina Elion, Regina Elion, nu pot să cred că le-a dat această onoră ca el. Nu-mi vine să cred că ai luat un prizonier fără să te consulți mai întâi cu prețioasa ta Nerissa. Trebuia să nu fac nimic în timp ce ei îi onorau pe cei patru? Aceasta este răzbunare. Nerissa nu poate să nu aplaude. Haide, Cornelia, încercăm doar să te înveselim. Nu am nevoie să mă înveseliți, plecați! Îți voi arăta ultima mea putere. Totul e în regulă cu hainele. Îți poți schimba culoarea hainelor? Și să fii totuși atât de sezonul trecut. Toată lumea știe că negrul și alb sunt noul roz. Eu sunt sezonul trecut? Alo, sunt 25 de grade afară și tu porți lână. De câte ori trebuie să-ți mai spun? Mai bine să arăți bine decât să te simți bine. S-a îmbrăcat gros pentru că se duce la patinaj. Ce? Lilia, nu! Ba da, așa ai spus la telefon la băiatul ăla. Ai o întâlnire? O întâlnire non-Caleb? Gata, nu mai vii cu mine. Nu-mi e foame.
Fiul meu pare să-și fi pierdut apetitul fără Cornelia. N-are nimic de-a face cu ea. Doresc să nu fi întâlnit niciodată. Bine, cred că aș putea folosi forța mea magică ca să o scot din memoria ta. Nu! Aha, îți pasă? Și să nu minți, eu sunt regina. Un pic, poate. În vorbirea lui Caleb, aceasta înseamnă mult. Și ei pasă mult. Ai într-adevăr de gând să renunți la ea fără o luptă? Caleb știe? Se duce la Sheffield? Are frați? Patinează? Nu e treaba voastră, copii? Acum ieșiți afară! Voi fi jos imediat! Sigur! Voi fi! Nu mă urmări! Am scăpat! Oh! Nu se poate! Te-ai transformat fără inima? Ei, nu chiar m-am transformat! Când ai învățat să faci acest lucru? De la Kandrahar, dar fără arepi? Nu am puteri de gardiană! Cine este băiatul? Presupun că nu v-ați dat seama că s-au deschis ușile liftului. În spatele vostru. Știam eu. Salut, Lilian. Lilian? Oh, salut, surioarelor. Salut, surioare. Bună, Peter. Ne întrebam doar, de cât timp vă întâlniți tu și Lilian? De câteva săptămâni. Erați tot acolo când ne-am cunoscut? Wow, în parc. Amintiri. Bine, mai bine am merge ca să mai găsim niște locuri pe gheață. Noi suntem următoarele, nu-i așa? Oh, da. Îi vom redistribui pe oamenii lui Aldarn. Unde e el? Alo? Suntem Elion și Caleb. Tocmai le-a scăpat pe Cornelia și pe celelalte fete. S-au dus la patinaj fără mine. Iar puteți patina primăvara? Pământul are lucruri cu care se mândrește. Poți face baie afară în timpul iernii dacă ai o cadă fierbinte. Ne întâlnim cu ea la patinoar. Nu pot patina, am încercat. Sunt un dezastru. Un dezastru cu nasul în gheață. Ah, bine, fetelor de pe pământ le place un băiat care nu se poate ține pe picioare. Luați-mă cu voi! Vezi? Le place acest lucru. Oh! Oh! Cavalerii l-au luat pe capitanul Drake și pe capitanul Julian. Gargoyle așteaptă, să mergem. Stați nebunilor. Ce vreți să faceți? Munca noastră. Lăsați ordinul lui Raitor. Este tot ce pot? Arată-mi ce poți tu. Leapșa, tu ești. Sunt. Evoluează fratele meu. Fratele meu, cu nume fals și corp fals. Fata asta are curaj mult, pe bune, nu? Va avea nevoie. Se întrebă dificultăți. Bun, Lilian merită o lovitură cu piciorul. Pot fi eu cea care să-i spună Corneliei? O, te rog, te rog, te rog. Nu știu de ce sunt îngrijorat. Cât de bună poate să fie ea? Păi, a patinat de obicei în competiții. Dar numai 9 din cele 10 medalii ale ei sunt de aur. Caleb, mă bucur să te văd. Să mergem să-ți închiriez niște patine. Eu le am pe ale mele. Sunt gata. Tu fii cu mine, Lilian. Nu poți patina pe stomacul gol. Nu poți patina cu stomacul gol. Nu poți înota cu stomacul plin. Cine face regulile astea? Spune-mi ce caută Caleb aici. L-am făcut să-și înghită mândria. Mai e aproape plin. Nu va mai nota un an întreg. Cel mai tare frate din lume păcălit de sora nerecunoscătoare. Film la ora 11. Tereni, ce faci? Șarpele, șarpele! Haideți, toată lumea! Lăsați-mă în pace! Lumile tale sunt pe cale să intre în coliziune.
Ce tot bâlbâiți acolo? Caleb este aici. Sunt bine? Încă bine? Se umilește? Pentru mine? Adevărat? Oh, nu! Nu poate să mă vadă așa! Ia asta, te va ajuta. Roz este noul negru și alb. Oh, mai bine mă las prinsă! Oh. Salut! Arăți bine! Bună! Mulțumesc! Hai să patinăm! Cornelia, wow! Toată lumea este azi aici! N-ai văzut-o pe sora ta? A dispărut! Lilian, trebuie să fie pe aici pe Sunt undeva! Sunt aici! Aici Phil, în acțiune la patinoarul din Hatterfield. Phil, ce ar fi să faci lumile mai slabe pentru a ajuta un prieten? Să creezi atmosferă, minunat! Cornelia, încerc într-adevăr. Și am vânătăi negre și albastre cu care dovedesc acest lucru. Dă 5 minute și ne vedem afară. De acord. Acum lasă-mă să mă duc înapoi în aceste încălțări ale morții. Trebuie să o termin cu Peter. Va fi zdrobit. Lilian? Caleb, te rog! Bianca, căutat peste tot! Popularitatea lui Caleb este în dificultate! Peter, poți să-mi faci favoare? Poți să supraveghezi pe verișoara mea mai mică pe care o cheamă Lilian? Oh, este verișoara ta? Stai, unde pleci? Gardiene, uniți-vă! Inima. Apă! Foc! Pământ! Aer! Să mergem. Tatăl meu are nevoie de mine. Bine, formația este în întregime aici. Spuneți-ne unde i-au dus pe Julian și pe Drake, trădătorilor. Și pe Aldan, nu-l uita pe Aldan. De acord. Caleb, nu! Așa e, Caleb, nu lovi. Nu dacă vrei să-i mai vezi vreodată. Uitați cum vom face. Voi mă veți elibera pe mine și eu voi pleca cu Caleb. Nu, nu se poate. Nu ți-a cerut nimeni părerea. Regina mea, sunt pregătit. Vedeți? Nu este mai frumos atunci când încercăm cu toții să ne înțelegem. Oh, mi-e rău. Blanc îl va urmări pe el și ne va conduce la ceilalți. Blanc, aproape! Foarte aproape! Nu prea aproape. Oh, asta nu e bine. Ah! Oh! Ah! 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 Ah!
tropicală? Le-am luat nasul, să mergem! Greșeala. Black nu primi niciodată medalie. Nu mai avem timp. Admit faptul că nu mai avem timp, ceea ce este categoric. Îi vom găsi. Rapid și rău. Încet și dureros. Aceasta va fi decizia Nerisei. Aceștia nu sunt victimele ei. Proștilor, fără ea ați fi în cuști. Sau mai rău. Cum îndrăzniți să acționați fără să mă consultați pe mine? Dar răzbunarea este misiunea pe care ne-ați dat-o nouă. Vom împărți recompensele. Sunteți bine? Am simțit o explozie. Will? Pe aici! Trebuie să trec printre ei. Suntem deasupra ta. Apă. Perfect. Repede, va avea nevoie de ajutor. Lăsați-mă să luminez noaptea aia! Știi, roz este noul negru și albastru. Acel costum să nu fie doar pentru curățătorie. Poate că ai câștigat lupta, dar ți-ai pierdut războinicii. Gardienele! Unde-i Caleb? El și cu Julian s-au dus. Cred că ți-a căzut asta. Această vrăjitoare v-a închis? Nu știu.
Nici măcar nu sunt sigur de ce mai suntem încă în viață. Caleb așteaptă. Pe tine? Niciodată. Merit asta. Dar trebuie să știi, când am crezut că te-am pierdut, nu m-am putut gândi decât la... Celălalt băiat? Nu, Caleb, ascultă! După ce te-ai făcut de râs de dragul meu, am decis să rup relația cu el, îți jur! Ești bine? Păreai că ți-e așa rău? Doar în aparență, surioară. Ea era așa de serioasă încât nu am vrut să-i rănesc sentimentele. Tu vrei să rup relația? Nu era ea aceea. Cu toții trebuie să ne găsim ceva adevărat. Yeah!